Vă salut, dragii mei! Bun venit la canalul Frumuseții Vârste Elegante! Astăzi un filmuleț cerut de voi despre nutrienții pe care îi folosesc eu la moment. Cei care mă urmăresc și ați vizionat filmulețul cu cele 5 elemente ale naturii, s-a finisat elementul apă și vreau să vă arăt nutrienții care i-am folosit în perioada aceasta. Fiindcă perioada elementul naturii apa a durat 72 de zile, până acum în februarie se termină acest element care a guvernat rinichii și vizica urinară. Și deci ca o informație, poate pe viitor, dacă veți dori ca să urmați acest sistem al celor 5 elemente, poate că filulețul acesta să vă motiveze și să vă îndemne de a folosi nutrienții. Despre trauma mea la vertebră o să lăsăm la sfârșitul filmulețului. Deci ce am folosit eu în această perioadă ca să mă simt bine, ca să-mi protejez rinichii, să-mi protejez rinichii și vizica urinară, rinichii unde se află energia primordială, și să mă simt bine, să am o imunitate bună și să mă protejez de viroze. În primul rând, favoritele acestui element mi-au fost cordicepsul și zincul. Cordicepsul cu efecte antibacteriane și care hrănește rinichii, hrănește parenhima rinichilor, conține proteine, este un polisaharid, este un produs anti-age, antiradiant, antiprotector, antioxidant, cu substanța activă cordicepina, care are un efect direct și ca țintă rinichii. Zincul, la fel, un element, un preparat antiviral, un țintă este creierul, este ochiul și este pancreasul. Cele mai sensibile organe care sunt supuse oxidării. Și ca efect antiviral și ca efect de reglare a proceselor imune, l-am pus în lista preparatelor favorite. Și desigur că iarna noi recomandăm să luăm acizi grași, fosfolipidele, omega, untura de pește, care ne protejează vasele sanguine, ne fac vasele sanguine mai rezistente, mai permeabile la substanțele care se absorb în organism. Desigur că protejează celula de antioxidanți, protejează, deci întărește membrana celulară, fiindcă este un fosfolipid, este acid gras, care ajută să întărească membrana celulară, astfel ne protejează și de viroze, și de agenți patogeni, de oxidanți. Un alt preparat care l-am folosit în perioada iernii, în perioada elementului apă, este ginkgo biloba. Știm că ginkgo biloba ne menține memoria, ne întărește memoria, îmbunătățește circulația sângelui la creier, dar totodată îmbunătățește și circulația periferică, îmbunătățește circulația capilarelor, ceea ce e foarte important pentru vitalitatea organismului. Și numai mult îmbunătățește circulația sângelui în rinichi și în bazinul mic. Și calciu, favoritul melei, favoritul vieții, să zicem. De aceea cu calciu am așa o istorie foarte, foarte interesantă. Am început calciu să folosesc de la vârsta de 35 de ani, știind că perioada de menopauză se începe la 30, după 35 de ani. Și atunci foloseam idios, foloseam calciu hilat, 0,5 grame.
Totul era ok, făceam sport, aerobică, mă simțeam bine. Undeva prin 2000, la vârsta de 42 de ani, am avut o zi foarte grea de lucru, am stat în picioare și a doua zi n-am putut să merg, fiindcă am avut un acces în regiunea lombară. După o investigație, mi s-a spus că am hernie L4, la nivelul L4, L5 și la operație. Mi-am zis că nu, niciun fel de operație. Mi-am făcut o lumnărică cu diclofenac și atât. Am stat la pat, să zicem așa, am stat la pat mult timp, dar știind că sunt resursele organismului sunt mari, și nu numai atât, m-am dus și la vertebrolog și mi s-a zis că, doamnă, aveți traumă la o vertebră, la L4 aveți traumă. Și mi-am adus aminte când eram copil, am căzut din copac și mi s-a traumat, dar organismul tânăr, n-am simțit nimic, nu mă deranja nimic. Și în perioada aceea mi-am mărit doza de calciu până la 0,7. 0,5, undeva 6 ani am luat, pe urmă 0,7 și timp de jumătate de an m-am reabilitat cu gimnastica curativă, cu exerciții curative. Jumătate de an, 6 luni am stat mai mult așa fixată, am stat pe podea cu corsetă și după jumătate de an am început, 3 ani de zile, am făcut la sala de forță, mi-am întărit corsetul muscular. Dar ce vreau să vă spun în privința la calciu, că în 2010 luam 0,7 grame cu alimentația în rest. Când în 2010, când să plec, în 2010 eu făceam cât? 52 de ani. Am plecat, mă pregăteam să merg la fiica mea în Canada și zic, o să fac niște investigații, să mă duc sănătoasă, să văd, să mă simt bine. Și mi-am zis să-mi fac și densitometria la oase. Când mi-am făcut densitometria, mai că bine, început de osteoporoză. Vai, zic, mă limitez corect, fac sport, iau calciu. Când plec la fiică-mea zice, dă să vedem care e norma la vârsta ta. Și mi-a zis că norma la vârsta mea este 1,3 g în zi. Și atunci, desigur, din 2010 mi-am mărit doza de calciu, iau 1 g. Iată, calciul acesta este 1 g. Și iau în zi, permanent, dacă înainte îl luam așa cu întrerupere, din 2010 iau permanent 1 g de calciu. Mulțumesc companiei Greenword că acest calciu este moale, capsule moi, cu, iată, mi-au rămas aici un pic ușor, capsule moi, iată, cam așa arată, care pe bază de lecitină, un calciu nanotehnologic care se absoarbe direct în celulă, 100%, fiindcă știm că cu vârsta un procent din masa rinichilor scade și desigur că absorpția calciului va fi mai mică. De aceea iau 1 g permanent, fără întrerupere, plus și în afară de aceasta, alimentația corectă. Cam așa să vă... Și trăgeam atenție cum... De ce vă zic de nutrienți? Fiindcă la noi, în regiunea noastră, aici în Europa, iată Rusia, Moldova, Ucraina, România, doar 3% din populație folosesc permanent nutrienții. Dar comparând cu populația, cu oamenii, cu persoanele din Canada, care persoane în vârstă, care mereu pe masă, iată așa, au setul de nutrienți, mi-am dat seama că ei sunt activi, ei sunt sănătoși, ei se simt bine datorită nutrienților. Că nu pot eu să beau 10 litri de lapte să-mi iau norma de calciu. Nu pot eu să mănânc grăsime atât de mult ca să-mi iau norma de, sau pește, de omega, de grăsime de pește și toate celelalte nutrienți. De aceea am început sistematic să am un sistem, după sistemul celor 5 elemente, să-mi iau preparatele necesare să-mi protejez fiecare organ cât este de posibil pentru a avea o calitate mai bună a vieții. Nu știu dacă filmulețul acesta v-a motivat, dar sper ca și națiunea noastră să se ilumineze
și să înțeleagă că folosirea nutrienților e benefică pentru organism. Deoarece suntem în activitate, suntem stresați, suntem în mișcare, avem carență de multe microelemente, avem carență de vitamine, necătând că chiar ne alimentăm și corect. Vine, ne întâlnim la un filmuleț despre programul meu de detoxifiere în primăvară. Un filmuleț care a fost cerut. Și vă iubesc, vă îmbrățișez, mă voi bucura dacă veți scrie în comentarii ce suplimente nutritive folosiți voi. Cine vi le-a recomandat? Medicul de familie, medicul care are grijă de sănătatea voastră sau din cunoștințele voastre sau poate că așa simțiți că e necesar să primiți nutrienți. Cu mare drag, pentru voi, Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Până vineri la un program detox în primăvară. La revedere!